n-am să zic nici spiritualitate creștină, nici alt fel de spiritualitate, pentru că îngerii unesc trei mari religii ale lumii: religia evreiască, mozaismul, religia islamică și religia creștină, cu cele două mari biserici ale ei, Biserica Ortodoxă și Biserica Catolică. Deci, pe îngeri îi întâlnim în această arie vastă. Îngerii se vreau, deci, o punte de legătură între marile religii și am să vă rog să nu mă acuzați de niciun fel de părtinire la vreun curent oarecare, mă refer la ecumenism. Nu sunt ecumenist, sunt un lucrător al lui Hristos pe principiile dragostei. Iubesc pe toată lumea, albă, neagră, galbenă, de diferite religii, de diferite limbi, toți sunt opera lui Dumnezeu. De pe această poziție vreau și eu să vă împărtășesc în seara aceasta câte ceva despre îngeri, câte ceva despre arhanghele. Nu știu cât și ce s-a prezentat. Îmi cer scuze că am coborât direct din mașină aici, după un drum de 350 de kilometri, în condițiile în care se circulă în unica țară din lume, România. Să încep cu îngerul personal și să ne amintim că providența divină este o asistare la modul general, asistența specială, particulară, intimă, este asigurată de către îngerul personal. Vreau să zic că Dumnezeu privește problemele generale. Dumnezeu se ocupă cu cele universale, mai bine zis cu universul întreg. Îngerii sunt cei care se ocupă în mod special de oameni. Găsim foarte bogat material în această privință la islamici. Ei sunt mai apropiați parcă de îngeri și știți de ce? Vom vedea pe parcurs că acest cult al îngerilor se dezvoltă în Egipt și deci în lumea arabă, în lumea islamică. De la egipteni, de la lumea islamică a luat, pardon, nu de la lumea islamică, de la Orient au luat evreii și de la ei am preluat noi prin creștinism învățătura despre îngeri. Însă, fără rugăciune nu se întâmplă nimic. Chiar dacă noi avem îngeri păzitori, fiecare, ca și Dumnezeu, îngerul personal ne cunoaște, știe ce ne trebuie și ce nu ne trebuie, dar dăruiește doar acelora care cer, adică nominalizează. Dacă îngerul ar umple golul nostru fără a ține cont de voința și dorința noastră, ar încălca dreptul și statutul personalității umane. În cazul acesta, omul ar fi scutit de a cugeta și de a acționa. Mama, deși cunoaște nevoile pruncului, nu-i dă piept acestuia decât atunci când el cere. Deși nu te părăsește niciodată, îngerul personal poate fi adus în situația de a nu te putea ajuta. Adică de a-și întoarce fața de la tine. Dacă nu ești conștient de protecția de sus și mai ales dacă ești insensibil sau nerecunoscător, atunci ești lăsat să te descurci singur într-o lume pe cât de complexă, pe atât de necunoscută,
cu neprevăzute la tot pasul, ajungând astfel constrâns de împrejurări să ai nevoie de ajutor din afară. Să menționăm aici că omul nu este o ființă dirijabilă, că de fapt Dumnezeu l-ar conduce cum conducem noi calul, la dreapta, la stânga, înainte, înapoi, ci Dumnezeu ne-a lăsat tot ce ne trebuie pentru a acționa, pentru a avea protecție, pentru că dacă toată protecția noastră ar fi fost lăsată în seama îngerului păzitor, ar fi lipsit instinctul de conservare. Și multe altele. Deci, omul se poate descurca, dar are nevoie de Dumnezeu. Copiii se descurcă foarte bine în timpul unei zile. Își iau jucăriile, își fac castele, palate, deci muncesc. Dar e nevoie de supravegherea părinților. Trebuie, din când în când, părinții intervin în activitatea lor. Cam așa trebuie să înțelegem și noi că intervine îngerul și nu cumva să ne considerăm că suntem niște ființe dirijate și că nu mai avem voință sau că îngerul ar fi la tot pasul lângă noi să ne conducă. Pentru acest moment, acesta, deci ajutorul, poate veni prin intermediul prietenilor sau al banilor, al relațiilor, ori prin intermediul cunoașterii, al științei, să zicem al medicinii, în care speră foarte multă lume, nu știu câți speră cu folos. Pentru moment devenim satisfăcuți și această formă de ajutor, de această formă de ajutor extern. Am rezolvat problema serviciului, să zicem, sau pe cea a bunăstării mult râvnită, ori pe cea a vindecării unei boli obișnuite. Mai devreme însă sau mai târziu se va simți nevoia acută a unui ajutor intim, de natura protecției părintești, a căldurii părintești. Și în această fază vom găsi câte ceva în oamenii de lângă noi, în cei mai apropiați semeni ai noștri, însă, la rândul lor și aceștia sunt limitați, având și ei nevoie de altcineva care să-i ajute și nu vor putea oferi totul sau permanent. Nu putem fi siguri de ajutorul extern în toate ipostazele vieții noastre. El poate fi adesea ineficient sau chiar imposibil. Asistența noastră externă poate acoperi toate nevoile noastre. Un infarct, spre exemplu, și Doamne ferește. O congestie, un blocaj intern, o înțepătură de insectă, o căzătură, o electrocutare, un virus fatal, care pot interveni când nici nu te aștepți. Te pot smulge din brațele tuturor prietenilor sau al celor care au toată bunăvoința să te salveze. În diferite împrejurări, nu poți conta pe nimeni. Nu poți fi nici însoțit oriunde și oricând. În călătorii, la volan, sau chiar în incursiunea pe cealaltă lume care are loc în timpul somnului. Auzim adesea pe mulți oameni exprimându-se că sunt ghinioniști, că asta le e soarta, că nu se mai poate schimba nimic, urmându-și orbește și cu resemnare cursul vieții sau al evenimentelor. Aceștia sunt oameni străini de Dumnezeu, departe sau îndepărtați de Dumnezeu, chiar dacă sunt religioși, chiar dacă merg la Sfânta Biserică, chiar dacă se roagă. Ei nu beneficiază de o providență de sus, pentru că nu au cerut așa ceva, fiind convinși că știe Dumnezeu de ce au nevoie. În foarte multe împrejurări auzim că nu trebuie să-i ceri lui Dumnezeu nimic, că de fapt El știe ce trebuie să dea. Da. Dă exact
la fel la oameni ca și la dobitoace. Adică, ai hrană, îți găsești în cele din urmă un acoperiș, mai greu sau în România mai greu. Așa, dar asta nu înseamnă să abandonăm țara, să ne rugăm bunului Dumnezeu să o părăsească acei care nu o merită și care nu ne fac loc nouă în scumpa noastră țară. Deci, nu putem să ne lăsăm în baza că Dumnezeu știe ce vrem. Orice veți cere, zice Mântuitorul, se va da vouă. Bateți și vi se va deschide, căutați și veți afla. Deci avem datoria să-i cerem, iar când cereți, spune Mântuitorul, să și credeți că ați primit și veți primi negreșit. Deci nu este un păcat să-i cerem lui Dumnezeu. Rugăciunea este întâlnită și la regnul animal. Și animalele se roagă. Se roagă naturii, se roagă lui Dumnezeu, se roagă omului. Pisicuța de acasă, de câte ori are nevoie de ceva, cere. Se roagă. Copilul cere. Asta este rugăciunea. Deci rugăciunea trebuie să ne însoțească permanent. Dar mai bine ar fi ca mai mult să-i mulțumim lui Dumnezeu decât să-i cerem. Alții, beneficiari ai asistării celeste, rămân insensibili la aceasta. Câtă desconsiderare și jignire se aduce lui Dumnezeu și îngerului păzitor prin expresii ca am avut noroc, am scăpat ca prin minune, a fost o coincidență, întâmplarea a făcut ca, și altele asemenea care ignoră sau desconsideră prezența divinității și a puterilor cerești în viața noastră, ca și călăuzirea și protecția acestora. Când superi sau urăști pe cineva, aici mare atenție. Când îi dorești răul, toate aceste porniri ale tale se îndreaptă de fapt nu doar sau nu numai asupra persoanei respective, ci și asupra îngerului care protejează această persoană. Iar consecințele care nu întârzie să vină pot să fie următoarele. Se întrerup legăturile subtile, spirituale, biologice, energetice, afective, parapsihologice, cu persoana respectivă. Și este o mare pagubă. Un prieten, o relație pierdută, un om pierdut, o relație stricată, o rețea tăiată, deja este ceva de nedorit. Nu se mai poate exercita niciun fel de control asupra acesteia. Adică nu mai putem intra în legătură niciun fel cu această persoană. Se închid toate porțile de acces către ea. Se produc modificări negative în relația cu lumea văzută. Deci de la un singur om, de la relația cu un singur om, și să știți că această relație proastă chiar cu animalele înrăutățește și relația noastră cu oamenii. Deci, cu oameni, cu animale, cu natură, dar și relația cu Dumnezeu, relația nevăzută cu Dumnezeu, cu îngerii, cu sfinții, cu strămoșii și cu legile firii. Iată de ce se pune iubirea mai presus de orice și în cele din urmă, în final, ca rezultat, iubirea este recunoscută, constatată, dovedită ca cea mai ieftină terapie, cea mai eficace terapie și cea mai de dorit terapie. Se pierde eventuala influență benefică pe care o poate exercita asupra ta îngerul păzitor al persoanei respective. Te poți aștepta la contrarăspuns din partea îngerului persoanei respective, care îți înapoiază cele trimise persoanei aflate sub protecția sa. Noi vorbim aici de legea bumerangului, noi vorbim aici de ecou, de respingerea gândurilor noastre, că influențele noastre negative
pe care le răspândim în jurul nostru se întorc înapoi. Iată o modalitate de a se întoarce. Este chiar îngerul persoanei respective, deci noi facem rău, Doamne ferește, unei persoane, iar îngerul ei are grijă să întoarcă înapoi răul, pentru că acea persoană este sub protecția îngerului respectiv. Numele îngerilor, ca și cel al lui Dumnezeu, sunt necunoscute și nerostite, neinteligibile. Ele sunt echivalentul protecția însușirilor specifice, ceea ce în limbajul nostru omenesc ar putea să însemne, deci să denumim un înger, am putea să-i zicem, ființă eternă, înțeleaptă, luminoasă, frumoasă, bună, călăuzitoare. Cam așa percepem noi. Dar, de fapt, ei rămân cu nume necunoscute de noi, iar noi le dăm niște nume pentru înțelegerea noastră, pentru a ne putea noi descurca. Cinstirea arhanghelilor este o străveche practică iudaică dezvoltată sub puternica influență a magiei iudeo-babiloniene. Acest cult s-a răspândit inițial în diaspora iudaică de pe țărmurile Mării Mediterane, dezvoltându-se în special în vestul Asiei Mici. Provenind din acest spațiu, primii creștini au preluat cultul arhanghelilor încreștinându-l. Îngerii au fost priviți la început nu ca individualități, ci ca manifestări ale acțiunilor lui Dumnezeu. O dovadă în acest sens o reprezintă și numele lor, dintre care biserica a recunoscut doar trei: Mihail, Gavril sau Gabriel și Rafael sau Rafael, pe baza mențiunilor existente în textul Sfintei Scripturi. Etimologic, arhanghel înseamnă conducător, arche înseamnă peste și angelos înger. Arhanghelul este peste înger, este vestitor. În limba greacă, angelos înseamnă vestitor, trimis al lui Dumnezeu. Din acest motiv, unii părinți și scriitori bisericești îi consideră pe arhanghel ca fiind treapta imediat următoare îngerilor, care constituie ceata cea mai de jos, a noua. Alții cred însă că, deși arhangheli, Mihail, Gavril și Rafael, ocupă o poziție privilegiată, fiind numiți mai mari voivozi ai serafimilor și heruvimilor. Oricare ar fi rangul lor, rolul arhanghelilor este unic, ei având calitatea de mijlocitori între Dumnezeu și oameni. V-aș ruga, știu că sunteți după o zi de activitate, deci cei care nu puteți să rămâneți în sală, puteți să mergeți fără supărare, așa spuneam peste tot pe unde am fost. La un moment dat, când întrebam cât e ceasul, îmi spunea că e 11:30. S-a întâmplat pe la Iași, la Facultatea de Chimie, la Galați, la Liceul Laurian, la Botoșani și în alte părți. Pentru mine timpul aici încetează, deci timpul se oprește și de ce stau, de ce aș mai sta? Deci pierd noțiunea de timp. De aceea să nu fie în defavoarea dumneavoastră în momentul când nu mai puteți, puteți să părăsiți sala fără supărare. Voi încerca, deci, și despre îngeri și despre arhangheli, să vă prezint câte ceva. Cu mențiunea că dacă la noi, în Biserica Ortodoxă, vorbim mai mult despre Mihail și Gavril, iată atunci, pe 8 noiembrie îi sărbătorim, Rafael rămâne specific parcă, bisericii catolice. Avem aici și mulți catolici, așa cum am și în biserică, și mă bucur de aceasta.
în stadiile timpurii ale omenirii, credința în spirite era universală. Omul primitiv credea că nu există spirite bune sau rele. Atenție! Sunt de acord cu ei, cu oamenii primitivi. Există o singură forță universală. Există curentul electric.